când copilașul meu va privi acest video, el deja va avea vreo 16 ani ca să înțeleagă subiectul. Eu personal consider că în aceste timpuri tableta este ceva foarte dăunător pentru copii și de aia am hotărât să te protejez ca un părinte adecvat și ți-am oferit această carte a lui Eminescu, care a fost unul dintre cei mai discutați poeți astăzi la Toastmasters și în care sunt bucuros eu să fac parte. Pentru prima oară, chiar dacă nimeni nu mă cunoaște, mă numesc Marin Macaleț. Sper să ne vedem pe viitor mai des. Și sunt convins că din această carte vei, în primul rând, vei învăța foarte mult cu noi. Vei învăța o modalitate de a percepe și a descrie lumea din prejur puțin mai deosebit ca alții. Dacă într-adevăr îți vei depune careva silință să înțelegi despre ce a scris autorul special pentru tine, pentru că la fel special pentru tine am cumpărat și eu această carte, cu drag, și să nu eviți să o împărtășești cu toți colegii tăi de la grădiniță, care probabil o vor înțelege la fel de bine ca și tine. Nu știu ce înseamnă culorile care le arată pe părți. Încă la simafor. Dacă e roșu, trebuie să ieși. Da. În fine, sper să ai o viață frumoasă, începând cu acești 5 ani în care am investit în tine cea mai frumoasă achiziție pentru ziua de azi, care este însăși la temă cu noi, cu care deja am făcut cunoștință și probabil ne simțim ca acasă, într-o familie foarte confortabilă, de oameni buni, care aplaudă. Eu am început în faza în care el s-a prezentat și a prezentat numele și pe numele copilului său, pentru copilul său. Da. Temul acesta au fost aceste trei teme, care eu sper că v-au captat un pic atenția și